Am văzut și dansul din buric, am reușit să ne încălzim și să facem câteva mișcări. În continuare avem o invitată astăzi, Nadine Ojog este invitata mea de astăzi. Bună dimineața, Nadine! Salut, Elena! Bine ai venit la noi astăzi! Îmi pare bine! Nadine este antrenor de fitness, pe lângă toate astea practică sportul de mulți ani. Spune-ne, te rog, de cât timp practici în general sportul și când ai înțeles pe parcurs că totuși trebuie să fii antrenor de fitness? În general, sportul practic de mulți ani, încă din copilărie. Am început cu tenisul de câmp, după care am încercat dansurile și la 16 ani am încercat să practic și sala de forță. Mi-a plăcut foarte mult rezultatul, în primul rând, și am rămas în sportul acesta, care practic și până acum îl dezvolt și în alte sfere, adică outdoor, antrenamentele sau fitness-ul diferite. Eu o să-ți fac un compliment, pentru că atunci când, într-adevăr, oameni frumoși văd în fața mea, carismatice, ești foarte frumoasă, deșteaptă, inteligentă, deja am mai avut câteva discuții cu tine. Cum reușești să te menții în forma aceasta pe care o ai? Câte ore petreci la sală? La sală mă antrenez, n-aș spune că este foarte mult. Pentru a menține un corp frumos, e destul de 4-5 ori pe săptămână. Și tu, dacă ești antrenor de fitness, cred că oricum petreci mai mult timp, da, la sală. Dacă de vorbit cât petrec practic toată ziua, sala de forță este a doua casă, mm-hmm, unde sunt de dimineață până seara. Și tu câte ori pe zi, câte ore stai la sală? De la 5 la 7, 8, uneori când lumea se trezește și se începe să pregătească de vară, ajung și până la 10 ore. Deci cineva, dragi prieteni, merge o oră, două la sală și se plânge după asta de două, trei ori pe săptămână. Cineva petrece 5-6 ore la sală și este într-o formă perfectă și se simte foarte bine. Și uitați-vă cum zâmbește, ce zâmbetare radiază de fericire și energie. Despre fitness, vreau să ne spui mai multe detalii. Importanța, ce mănânci înainte de fitness? Este foarte important pentru a ajunge la un rezultat bun. Este foarte important alimentația. E important ce mâncăm după antrenament, înainte și toată ziua, pentru că este ceea din ce construim corpul nostru. Înainte de antrenament, e important de mâncat cu 2 ore înainte. Apropo, există un mit între femei că mai bine să nu mâncăm deloc înainte de antrenament pentru a arde mai eficient, mm-hmm, grăsimele. Este o greșeală, pentru că în acest caz corpul se alimentează din resursele mușchilor, mm-hmm, adică din aminoacizii care există în mușchi. Și astfel, care pot fi consecințele? Deci nu... Nu, doar nu va fi rezultatul atât de bun cum și-ar dori oricare domnișoară. Apropo, un lucru foarte important despre Nadine. Ea a câștigat și a participat, de fapt, la Miss Bikini, Fitness Bikini, și vreau să ne spui despre acest eveniment. Când a fost? Cum ai ajuns să participi și ce emoții ai avut? Am participat de mai multe ori la aceste competiții. Ultima dată era în jur de un an jumate în urmă. Până când nu am timp să particip, dar să mă pregătesc de competiții. Am participat la campionatul lumii care se petrecea în Kiev câțiva ani în urmă, cum nu pot spune precis, campionatul Rusiei, campionatul Odesei, Tiraspolului la noi. Da, este un eveniment foarte frumos, foarte interesant și sper să revin de nou. Ce trebuie să faci ca să poți participa? Ai zis că este mai complicat un pic și nu reușești din cauza timpului și presupune o alimentație corectă, un regim. Da. Ce anume presupune ca să poți participa, presupune de exemplu? Un regim de antrenamente 100% ideal. Nu e voie să lipsim de la un antrenament sau să ne alimentăm mai puțin într-o zi, mai mult în alta. Este important să petrecem destul timp la sală de forță. Să muncim. Cel mai greu în acest proces este dieta, mm-hmm, care trebuie... În ce constă?
Mai puține glucide, adică aici la fiecare sportiv este foarte individual. Se trebuie de găsit câte glucide pe zi, de exemplu, câte proteine, dimensiunea de acest nivel în fiecare zi, la fel, desigur, fără dulciuri, ce este foarte greu uneori, pentru că așa în viața de zi cu zi, pentru a menține în formă, când e tare, așa, vine o foame de dulce, adică eu cred că pentru a se liniști se poate, de exemplu, ceva, o bucățică de ciocolată. Dar în timpul pregătirii de competiții nu e voie, trebuie de răbdat. Este strict. Cât timp durează pregătirile înainte de competiție? Ca să fii în formă bună. La toți diferit, dar înainte de niște competiții serioase, se poate de, adică pregătirea ajunge până la un an întreg, adică, dar sunt etape diferite. Nu e un an de dietă, dar un an pentru a crește puțină masă musculară, apoi e altă etapă pentru a se usca puțin din grăsimi și așa. Ce complicat, într-adevăr, de trebuie să depui foarte mult efort, să ai o tărie de caracter și să reziști până la sfârșit. Da, trebuie să ai un scop bine definit ca să le reușești, să ajungi până la sfârșit. Uite că acum o întrebare actuală, pentru că deja, iată, peste câteva săptămâni, o lună, două, deja o să ieșim pe plajă, o să ne bronzăm. Toată lumea acum tinde să meargă la sală, să-și aducă corpul în formă, să-și tonifieze mușchii în scurt timp, repede și cât mai util. Cum corect și de ce este bine important să avem un antrenor care să ne ghideze cum să facem exercițiile corect? Lucrul cu antrenorul este foarte important și chiar mai mult desigur la început, pentru că la început se pune tehnica îndeplinirii exercițiilor, iar îndeplinirea incorrectă poate duce la niște traume și uneori mai grave, uneori mai puțin, dar în orice caz trebuie să ne păstrăm corpul, pentru că fitness-ul este însănătoșirea, este, cum spune, healthy. Sănătate. Și, da, sănătate și de aceea e foarte important să lucrăm cu un antrenor. Plus la toate, antrenorul informează despre alimentația corectă. Ceea ce faci tu, de fapt. Da, desigur. Cum alegi un regim alimentar pentru fiecare persoană în parte? Pentru că cu siguranță vorbești și lucrezi cu fiecare în parte. Da, desigur. Depinde de forma în care omul se află atunci când vine la sală de forță. Pentru că sunt cei care au nevoie de mai multă masă musculară, în dependență și de scopul care își propune fiecare persoană care ajunge la sală. Cineva vrea să dăie din kilograme până la vară, cineva vrea doar să-și tonifieze careva părțile corpului, da, mai mult, careva mai puțin și din aceste informații care eu o acumulez la începutul antrenamentelor, de exemplu cu oricare persoană îmi propun un plan care mai eficient duce la rezultatul propus. De câte exerciții, să zicem, antrenamente cu antrenorul avem nevoie pentru deja, ca să intrăm în ritmul ăsta, să facem totul corect, cam câte ore trebuie să luăm cu antrenorul? Tot sau poate fi este absolut individual, pentru că unii toată viața se antrenează cu antrenorul, pentru că atunci chiar și când știi cum singur poți să-și formezi un program de antrenamente, când poți singur să-și formezi un regim alimentar. În orice caz, antrenorul tot timpul motivează. Antrenorul este cel care tot timpul se informează despre metodele performante, cum a ajunge mai repede, a încerca un program nou. De ce? Pentru a începe, unii nu au nevoie, pentru că ei sunt așa, tot timpul motivați. Dar cum am vorbit și de tehnică. Tehnica este foarte importantă. Dar, așa, scurt, clar și cuprinzător, mereu avem nevoie de antrenor. Unul mai mult, altul mai puțin. Ce competiții ai în spate? Ce titluri și ce ai obținut? Și ce vrei să obții pe viitor? Ce scopuri ai? Să începem cu ce titluri ai, pentru că știu că ai participat la diferite competiții în diferite țări. Unde ai fost? Ce ai făcut? Da. În Rusia am luat locul 6 la campionatul Miss Bikini. În ce an?
în anul 2014. Cu jumătate de an înainte de acesta am participat la campionatul lumii, la care am luat locul 10. La campionatul Odesei am luat locul 1 2 ani, dacă nu greșesc. Bravo! Da. Și cam atât. Și pe viitor ți-ai pus deja ai un scop, un țel, unde mergi mai departe, ce faci, unde ajungi? Pe viitor țel este să mă dezvolt în cadrul fitness-ului. De competiții nu aș putea spun că am un țel de exemplu, să vin la competiții, să iau locul întâi, nu. Scopul meu este să ajung la o formă cât mai bună de fiecare dată, fiecare an să fiu mai bună decât am fost anul precedent. Asta ține și de formă și de informația care o țin despre fitness. Cum reacționează bărbații când te văd pe plajă sau la piscină în costumul de baie? Pentru că, cu siguranță, am văzut și prin poze și în realitate ai un corp extraordinar. Cum reacționează ei când te văd în costumul de baie? Pentru că, într-adevăr, mușchii sunt foarte tonifiați și bine evidențiați. Ce este să spun, nu observ. Deja de mult timp nu mă uit, nu prind cum se uită bărbații. Dar de la început vedeai că erau uimiți, pentru că nu toată lumea, și chiar și bărbații, nu toată lumea are mușchi atât de bine definiți sau antrenați atât de bine. Fiecare se uită diferit. Înainte observam pentru că era și critică, pentru că se gândesc cu domnișoare, așa mai trebuie să prească mai feminin, cu așa cum este natural, fără așa, adausuri de mușchi. De aceea, anume din acest motiv, eu am înțeles că trebuie să gândesc, să am propria opinie despre mine și nu trebuie să observ cum se uită. De ce nici nu m-am gândit? Este o întrebare care des, mai ales domnișoarele, mă întreabă, dar nu am observat ceva. Deci te simți bine așa cum ești. Asta și contează, de fapt, pentru că dacă te simți bine și faci ce ești și îți place, ești admirată de toată lumea, pentru că faci ce te reprezintă pe tine, ce îți place ție. Noi, Nadine, îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi. Îți mai fac complimente multe, multe și cu siguranță le primești de la toată lumea. Îți dorim o zi frumoasă în continuare. Mersi mult, Elena. Noi, dragi prieteni, mergem în continuare cu următoarea rubrica Frumusețe.